pattern. Și ce vrei să spun? Ideea e cum convine să fie sus, să înceapă mai ales, sau să înceapă mai lent, că este piesă de Crăciun. Nu zic să lași Crăciun la sfârșit. Să lasă la sfârșit. Deci e bine așa cum e. Da? Okay. Valentin a fost? Tata. Vorbim, bine ați venit. Bine ați venit. Mihai, felicitări. Nu a început. Super, nu pot vorbi acum. Deci de ce? Ori diseară după 11, ori mâine după 10. Te rog eu frumos, da? Da, scuză-mă, iartă-mă că sunt într-o acțiune și nu pot. Da? Bine, mersi frumos, salut, salut. Eu fac reacții. Oprește-mi sună. Haide. Deci, aș vrea să-mi opriți microfonul până când începem. Poți să-mi oprești microfonul?
Dați rec. Am o rugăminte, vă rog să nu spuneți nimic despre spectacol. Să nu spuneți nimic despre spectacol. Nu, nu pot să vă băgă, știți, este simplu. Hai, ce facem? Să dea rec oameni. De 19. Apa mea e aici. Doamne ajută, Doamne ajută. După mâna mea, 1, 2, 3, 1, 2. Silent apoi. Night, holy night, shepherds wait at the side, glorious stream from heaven afar. Pulsația. Suspinta, da, 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 da. Se poate? Faceți un mic suspinta, da, da, da. Se poate? Apariția vocilor bărbătești trebuie să fie în consonanță.
ce nu se aude? Nu se aude când se nasc. Nu se aude când sunt ei. Pentru că îi suport de 20 de ani, domnule. Pentru că îi suport de 20 de ani, domnule. Dashing through the snow, in a one-horse open sleigh, and the thunder hits me wrong.
decenii a plecat grăbit și fără să ne luăm rămas bun, abia ne despărțiserăm de 20 de ore. Repetam pentru concertul aniversar de 20 de ani. Ne chemase pe toți, câți puteam și doream să venim, din toate generațiile, ca să fim împreună într-un ultim spectacol song, înainte de ceva ce numai el știa că avea să urmeze. Simțise momentul schimbării. Era un spirit viu și intuia că era nevoie de o altă abordare, în acord cu timpurile. Fremăta pe dinăuntru de neliniști creatoare. Rigoarea și perfecționismul nu-l lăsau să aștepte liniștit un altceva venit din altă parte. Iar cheia mecanismului viu pe care era creat de el și cizelat în 20 de ani de muncă, se găsea ca întotdeauna tot la el. Acel concert urma să încheie 20 de ani de zidire și să dea semnalul, nu se știe dacă pentru altceva, dar în orice caz pentru altcumva. Cu entuziasmul acesta ne întâlniserăm noi, duminică, pe 28 noiembrie 1993, în sala de repetiții de la Preoteasa. În mod cu totul miraculos, acea întâlnire a fost filmată. Dar peste nici 24 de ore, acea filmare s-a transformat în mod tragic într-un document de arhivă. Ceea ce a urmat de atunci până astăzi este o posteritate de-a dreptul spectaculoasă. Ea a început cu acele zile în care am asistat dureros și neputincios la cea mai oribilă formă de maculare prin cuvântul scris a imaginii unui om care crease enorm în scurta sa existență, care trăise puternic în felul în care alesese să trăiască. Fusese ucis bestial, avea o familie, avea un copil, avea o mulțime de prieteni, avea o carieră impresionantă, era profesor, era artist, își muncea cu greu și cinstit bucata de pâine. Făcuse lucruri bune și lucruri mai puțin bune ca orice om care nu este fără de păcat pe acest pământ. Avea o viață publică și o viață personală și un drept la decență și intimitate care au fost călcate în picioare de persoane fără biografie, fără decență, fără minima morală a respectului pentru un om plecat dintre cei vii, în numele unui adevăr care nu mai servea nimănui, decât măruntului orgoliu personal al câtorva care, dacă artistul ar fi trăit, nici nu ar fi avut cum să ajungă la el. Cei care l-am iubit, care l-am respectat, care îi datoram cele mai frumoase clipe ale tinereții noastre, ne-am strecurat cutremurați printre cuvinte adunate în știri de o abjecție și o indecență nemai întâlnite până atunci, în acele zile în care se prefigurau dezgustător zorii presei de scandal în România devenită mult prea liberă. În legătură cu și împotriva unui om care nu mai putea, care nu mai avea cum să se apere. În pofida tuturor acestor încercări, mii de oameni au așteptat cu minți ore în șir printre mormane de zăpadă în care ardeau mii de lumânări străjuind aleea de la Belu să-i aducă un ultim omagiu, arătând că omenia și recunoștința nu se învață din presa scrisă. Ceea ce a urmat a fost concertul din 18 decembrie 1993, pe care și l-a dorit, dar s-a întâmplat fără el, și întâlnirile din fiecare an pe 15 decembrie de ziua lui, cu castraveți murați înfipți în fasolea bătută, cu vin și cu colinde. De 30 de ani în fiecare an. O posteritate care a sfidat cuvintele din cerneluri efemere de mult și definitiv uscate pe foi volante de hârtie, tocite pe muchia de împăturire. Și totuși, în mentalul colectiv, ceea ce se mai știe astăzi sunt trei lucruri. Acelea pe care cei care nu l-au cunoscut le-au preluat superficial. A fost un dirijor homosexual omorât. Asta au vrut să se cunoască despre el niște necunoscuți care nu l-au cunoscut și nu l-au iubit. Pentru că cei care l-au cunoscut și care l-au iubit erau mult prea îndurerați ca să mai poată spună ceva. Astăzi, când se apropie din nou sărbătorile de iarnă și vin iarăși colindele pentru a 30-a oară fără de el, o parte dintre cei care l-au cunoscut și l-au iubit cu adevărat își adună gândurile pentru a-i spune, printr-o carte, cât de mult a însemnat meteorica lui trecere prin existența și biografia lor.
Nu cumva e cam târziu? Nu ar fi fost mai bine dacă această carte s-ar fi scris la 10 ani sau la 20 de ani? M-a întrebat cineva. Și am răspuns. Da. Dar dacă s-ar fi scris la 10 ani sau la 20 de ani, n-am fi putut spune atunci cât de tare este posteritatea lui după 30 de ani. Ai dreptate. În paginile ce urmează, în momentele pe care le veți urmări, vorbesc despre Ioan Lucian Mihalea, o parte dintre aceia care au primit dreptul acordat de el prin prietenia lui să-i spună Oanță, căci el a fost Oanță doar pentru apropiați. În această carte și în această seară au găsit cu cale să vină aceia care l-am iubit cu adevărat. Vă mulțumesc că sunteți astăzi împreună cu noi și cu Ioan Lucian Mihalea. Pe scenă a urcat corul Sound. Corul Sound a preluat atunci, în 1993, pe o parte dintre cei care n-au mai avut păstor și nu s-au hotărât să se oprească a cânta. Vreau să vă spun că toate prezentările protagoniștilor din această seară sunt cuvintele lor scrise în această carte. Iată de ce mă grăbesc să-l prezint pe primul dintre ei, care a fost coleg de an de facultate cu Anță și coleg de armată cu Anță. A scris așa. Mă întâlneam adesea cu Anță în zona Sălii Palatului. De fiecare dată se lăsa cu hohote de râs. Schimbul de bancuri de sezon, amintirile din timpul facultății și alte subiecte ocazionale erau prilej de cascade de veselie spre amuzamentul celor ce treceau prin zonă. Devenise aproape un leitmotiv să ne spună cât de fericit este și că trăiește viața ca pe un miracol. A scris și dirijează în această seară Voicu Popescu.
s-a intitulat și alte variațiuni pe tema Indiei, așa cum și Ioanță a fost un alt fel de joc, o altă variațiune în cea ce așa de, așa cum încercăm să ne exprimăm un dor. Un dor pe care deci vreau să-l recunoașteți, dar pentru care unii din oamenii care ne iubesc s-a străduit să nu deșinteze coral, în așa fel încât să fie și o variantă corală atât de bună ca cea pe care o cunoaștem. La 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 la
un gen muzical pe care Ioan se l-a promovat și l-a introdus cumva în memoria celor care atunci eram, să zicem, colegi de generație. Cu mult curaj pentru acea vreme, Constin, care era soarta lucrărilor cu temă religioasă, el a abordat acel gen și n-a mai fost nicio forță să-l oprească, pentru că Răspunitorul se numea atunci, acum îi spunem afro-american din alte rațiuni, dar acest gen muzical care are la sorginte, sigur, imiuri religioase, dar cântate de cei care îndurau multe din partea seminilor lor, era vorba de populația de culoare, erau cântece în general de plantație, cunoșteți probabil toată această istorie, era un fel de exprimare a durerii, într-un mod cu totul aparte. Și aici am vrea să-i aducem omagiul lui Ioanță cu acest gen muzical pe care el l-a promovat și pe care noi, toți cei care l-am cunoscut, am înțeles acest mesaj și chiar l-am promovat și noi atunci când am avut ocazia. Soundul a cântat, a avut programe de muzică spirituală de acest gen și vă prezentăm două lucrări, My Lord, What a Morning și Witness. N-am să repet discursul. Dar țin minte pentru data viitoare. Thank you.
weakness for my Lord? Who'll be a witness for my Lord? Who'll be a witness for my Lord? Who'll be a witness for my Lord? Oh, I'll be a witness for my Lord. 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 There was a man on the Pharisees. His name was Nicodemus, and he didn't believe. The saying came to Christ by night. Wanted to be taught on the human side. Nicodemus was a man who desired to know how a man can born when he is old. Christ told Nicodemus as a friend, man, you must be born again. He said, marvel not, if you want to be wise, repent, believe and be baptized. Then you will be a witness for my Lord. You will be a witness for my Lord. You will be a witness for my Lord. So is a witness for my Lord. About Samson, from his birth he was the strongest man that ever lived on earth. Way back yonder in ancient times, he killed 10,000 of the Philistines. And old Samson went wandering about, Samson's strength was never found out. Till his wife sat upon his knee, she said, tell me where your strength lies, if you please. Well, Samson's wife, she talked so fair. Samson said, cut off my hair. Cut it off! Make my head just as clean as your hand, and my strength will come like a natural man. Samson was a witness for my Lord. Samson was a witness for my Lord. Samson was a witness for my Lord. So is a witness for my Lord. Urmează cineva care a cântat în cor, firește, și a cântat întotdeauna împreună cu corul cu mare bucurie. Atunci, sâmbătă, am fost din nou primit cu succes și la bis am cântat Săracă inima mea. Am văzut cum din sală, din față, se ridică Oanță, care în acel moment era o celebritate în lumea muzicală. Urcă pe scenă și îmi face vocea a doua. Am realizat în timp ce cântam două lucruri. Că a contribuit substanțial la impunerea mea în Cenaclul Flacăra și că, în viitor, drumurile noastre se vor despărți. Ducu Berti. Bună seara, vă mulțumesc din inimă că sunteți alături de noi în această seară cu toții și totul specială. Și așa-mi vine câteodată dorule, și așa-mi vine câteodată să dau cucuțătul în teatră,
să dau cucuță din piatră, dorule. Din piatră să iasă foc, băi, dorule. Din piatră să iasă foc, dacă în viață n-am noroc, dacă în viață n-am noroc, măi, dorule. Când s-a împărțit norocul, măi, dorule, când s-a împărțit norocul, fost-am eu dus la lucru, și la tăs le-o dat cu carul, dorule. Și la tăs le-o dat cu carul, numai mie cu păharul, numai mie cu păharul, dorule. Nici acela n-o fă plin, măi, dorule. Nici acela jumătate-o fă venit, jumătate-o fă venit, măi, dorule. Nici acela n-o fă ras, măi, dorule. Nici acela n-o fă ras, jumătate-o fă năcaz, jumătate-o fă năcaz, măi, dorule. Propun să-i lăsăm și pe dânsii să cânte și pe cei din sală, da? Și noi îi mai ajutăm. N-altui cerul și senin, băi, dorule. N-altui cerul și senin, pe-a mea parte nori vin, pe-a mea parte nori vin, măi, dorule. N-altui cerul și stelat, băi, dorule. N-altui cerul pe-a mea parte nori pat, pe-a mea parte nori pat, măi, dorule. Și așa-mi vine câte un gând, măi, dorule. Și așa-mi vine câte un gând, să plec pe păduri cântând, să plec pe păduri cântând, măi, dorule. Aș dori să-i mulțumesc colegii noastre, Luminița Belciu, pentru tot efortul pe care l-a făcut din primăvara acestui an, ca să ne adune pe toți într-o seară magică aici, 15 decembrie. Mulțumim, Luminița! Dă-i săracă-i rima mea, săracă-i rima mea, fost-am la doctor cu e, fost-am la doctor cu e. Ai, hai, rimă, hai, la mult cerele mă dai, ai. La doctor și la potică, la doctor și la potică, și mi-or zis că n-am nimică, ai, hai, rimă, hai, la mult cerele mă dai, ai. Poticarășu mi-o zis, poticarășu mi-o zis, leacuri la irimă nu-s, leacuri la irimă nu-s. Ai, hai, irimă, hai, la mult cerele mă dai, ai. Hai, hai, irimă, hai, la mult cerele mă dai.
Păi la irimă ești un leac, la irimă ce te era și omul drag. Ai, păi la irimă este un țifru, la irimă este un țifru, ce te-era și omul mândru. Ai, hai, rimă, hai, la mult cerele mă dai. Ai, hai, rimă, hai, la mult cerele mă dai. Ai, hai, rimă, hai, la mult cerele mă dai. Ai, hai, rimă, hai, la mult păi șapte voi și o vală adâncă, păi dau lică tot de faici, lupi-mă, mănâncă. Dau lică tot de faici, lupi-mă, mănâncă. Păi stai, rupe, nu mă mânca. Păi stai, rupe, nu mă mânca. Păi dau lică tot de să vină și mândra mea. Dau lică tot de să vină și mândra mea, băi. Dai, 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 păi și-atunci nu pe voi mânca. Păi și-atunci nu pe voi mânca. Păi dau lică tot de ori pe mine, ori pe ea. Dau lică tot de mai bine pe soacră mea, mă. Songul a avut oameni talentați care și-au schimbat viața sau cărora magia songului și maestria lui Ioan Lucian Mihalea le-a schimbat cu totul și cu totul viața. Cred că următoarea noastră protagonistă este unul dintre oamenii pe care Oanță și songul i-a marcat. Într-o viață de om, uneori realizezi că ai, în cel mai bun caz, câteva șanse care te-au modificat sufletește și ți-au deschis o perspectivă diferită asupra vieții. Acest lucru s-a întâmplat atunci când întâmplarea a făcut să ajung într-o seară de toamnă la repetiția corului celebru pe atunci, Song, de la Grigore Preoteasa. La Grigore Preoteasa vine în această seară ca să ne cânte nouă și de ziua lui Ioanță,
Bianca Ionescu. Seara. Într-adevăr, sunt foarte mulți ani de când am urcat pe o scenă profesionistă și pot să vă spun că emoțiile au fost întotdeauna mari. Dar credeți-mă că nu exagerez deloc când vă spun că astăzi emoția este specială, este mare și aproape că nu cred că realizez astăzi cât de importantă este seara aceasta. O să realizez, după ce va trece ceva timp, să mă gândesc cum s-au adunat aici, în această seară, acești oameni pe care Oanță i-a făcut să se simtă speciali. Mulțumim, Luminița, și pentru că Mihalea, Ioan Lucian Mihalea, a fost un om vesel, vă rog să-mi dați voie să încep cu o canțonetă veselă, care se numește Ciribiribin. Eu pot să vă cânt și fără negativ, nu-i problemă, dar totuși îl așteptăm că pe ăsta l-am pregătit. Vă rog. Știți câte de astea mi-a făcut Oanță în această perioadă? Nu știți. Nu știți, vă țin de vorbă, că o să găsim negativ. Și în primul rând, țin de vorbă, în primul rând, dar ăsta-i scopul? În primul rând vreau să vă spun așa că oamenii aceștia minunați, care sunt în această perioadă de sărbători foarte ocupați cu tot ce au ei de făcut, căci munca lor contează imens atunci când vin sărbătorile, este foarte vizibil atunci când vin sărbătorile, au venit pe fugă cu drag de anii tinereții noastre. Din păcate, pe fugă uneori. Bianca. Că așa e viața noastră, o fugă în ultima. Voi îmi spuneți când avem? Avem? Îmi spuneți? E ok? Avem? Dar bine că a fost la probă, adică... Păi deci dacă e la probă, există. Este și în computer, da? Știi că se întâmplau de-astea, adesor se întâmplau, da? Și da. Știi ce făcea când se întorcea cu fața către noi, râdea de toate cele, publicul credea serios și maestos și el, de fapt, ne făcea să râdem, pentru că există un miracol pe care tu o să-l spui mai bine decât îl spun eu. Pe zâmbet totul iese mai frumos. Când... A, bine. Pe zâmbet totul e mai frumos în principiu, nu? Important e să știm când îl... să stăpânim zâmbetul când poate sufletul ne plânge. Atunci e mai greu. Avem? N-avem. Nu cred. Ce facem? Cântăm? Sufinii și la coibacii, belmoruci obirichin, in un viditul la luna, che dal cel fa capolin, e seppur la luna spia, noi lasciamo-na guardar, anzi il palido suo raggio ci vorrà ben consigliar, e poi chissà cosa dirà, e via chissà cosa dirà, 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 ciribiribin, 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 che bel bocchin, che sguardo dolce d'assassin, ciribiribin, che bel bocchin, che bel nasin, che bel dentin, ciribiribin, che bel bocchin, che sguardo dolce d'assassin, ciribiribin, 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 che bel bocchin, ciribiribin,
ciribiribin, ciribiribin, che bel bochin. Pam, pam. Deci s-a blocat? Se deblochează? S-a blocat blocarea? Se deblochează? Crezi? Reușim? Să nu punem presiune, pentru că oricum, Bianca, mai stai puțin. Mai stai puțin. Cât mai poți să stai? Să ajung la 9:00. Te rog, ai vino lângă mine, măcar atât putem să facem pentru tine. Ia să vedem dacă microfonul meu este suficient. Bianca aniversează niște ani de muncă frumoasă și a fugit din programul ei pentru că pleacă acum la TVR, pentru că duminică are o seară specială și pentru că, dacă tot n-avem negativul tău, vorbește-ne despre tine. Cred că Oanță se va bucura. Poate că a făcut el chestia asta. Cum să nu? Spectacolul de duminică de 17 este un spectacol cu invitați câțiva, dintre care cea mai mare parte sunt colegi de-ai mei, tenori, bașbaritoni și invitați externi. Problema este, și nu problema, ci faptul că am căutat să prezint câte puțin, cam din toată activitatea, lăsând la o parte neapărat muzica de operetă. Și va fi acolo și puțin jazz, și va fi și puțină muzică de extracție folclorică, și va fi și o samba, și bineînțeles operetă, aceea să zicem că este baza. Dar ideea e că voi avea și vreo două sau trei de un corpul de tango românești, care alături de colegii mei, Valerii, le voi și ilustra coregraf. Deci, avem, Bianca, avem, nu pleca! A doua. Este. Mai tare, vă rog. Sus.
for is coming through tonight. Everything I hoped for is turning out right. Mistletoe and moonlight, music soft and low. All the special joys only lovers will know. What a Christmas! Să vă spun copii povestea unui ciobănaș. Am să vă spun copii povestea unui ciobănaș. La 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 la. A unui ciobănaș, a unui ciobănaș. Fiecare zi mergea cu turma pe imaș, printre oițe, mielușei, drăguțul ciobănaș. Tra-la-la-la-la-la, tra-la-la-la-la-la-la, drăguțul ciobănaș, drăguțul ciobănaș. Voios prin crângul înverzit cânta din fluieraș, și răspundea din vârf de pom cri-cri un greieraș. Cum mergea cântând voios prin crângul înverzit, un pițigoi din vârf de pom așa i-a ciripit. Tra-la-la-la-la-la, tra-la-la-la-la-la-la, așa i-a ciripit, așa i-a ciripit. Cirip, cirip, ascultai-și, cirip, băiatule, stă lupul ascuns într-un tufiș, păzește-ți oile. Tra-la-la-la-la-la, tra-la-la-la-la-la. Am să mă duc îndată eu, am să mă duc în zbor, să-l chem aici cu pușca lui pe mândrul vânător. Tra-la-la-la-la-la, tra-la-la-la-la-la-la, pe mândrul vânător, pe mândrul vânător. Și
vânătorul discutit pe dată a venit. E lup ascuns într-un tufiș pe loc l-a nimerit. V-am spus acum, copii, povestea unui ciobănaș. Cânta și el, dar nu ca voi cânta din fluieraș. Tra-la-la-la-la-la, tra-la-la-la-la-la, cânta din fluieraș, cânta din fluieraș. Tra-la-la-la-la-la, tra-la-la-la-la-la-la, cânta din fluieraș, cânta din fluieraș. Oanța a iubit copiii foarte mult și copiii l-au adorat pe Oanță și asta o știți și asta se vede. Și aș vrea acum, uite, îi pregătesc pe colegii mei să aprindă lumina în sală, pentru că vreau să pun o întrebare și vreau să fie la vedere. Avem lumina în sală? Hai să vedem. Cine dintre cei din sală ați cântat la minisong? Eu nu vă văd că sunt foarte orbită de câți. Ia ridicați-vă, 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 cine sunt minisongii? Hai! Andrei în spate, l-ați văzut. Mihaela, ia uite. Acolo. Și pentru că, și pentru că Oanța a iubit copiii și pentru că și copiii l-au adorat pe Oanță, s-a creat o legătură în care Oanță a scris o mulțime de piese. Nu, el nu era Oanță pentru copii. El pentru copii era proful. Deci la minisong, la song era Oanță, la minisong era proful. Capitolul la minisong, Mamă să mă dai, din cartea pe care în acest fel o aducem în fața dumneavoastră astăzi, este un capitol care nu se poate citi decât cu lacrimi, pentru că emoția copilăriei s-a topit la un moment dat la niște copii care au devenit, într-o secundă, mai mari. În această seară ne-am gândit să facem ceva pentru Anță de dragul lui și al iubirii pe care a purtat-o copiilor. Am căutat să vedem cui am putea să facem din prețul de vânzare al cărții de astăzi o donație. Pentru că Ioan Lucian Mihalea sprijinea copiii talentați și avea o grijă cu totul și cu totul deosebită, mai ales pentru cei care erau puțin mai triști și defavorizați. Copilăria lui, cu care a crescut, poate că l-a ajutat sau l-a determinat să facă asta și să aibă o înțelegere fabuloasă pentru ceea ce a însemnat suferința copilăriei. Iar atunci când a fost profesor în prima lui școală de la țară, nimic nu l-a oprit să facă un cor de copii cu care să cânte, nu pe o scenă ca aceasta, ci pe o scenă de CAP, pentru cei care nu știu, Cooperativa Agricolă de Producție. În această seară ne-am gândit ca o parte dintre banii care se vor strânge din vânzarea cărții să meargă spre acești copii pe care, da, acum putem să-i vedem, prin întunericul sălii, cu siguranță i-ați văzut că au urcat scările puțin mai greu. Ei sunt copii cu deficiență de vedere. Știți cum am dat de ei? L-am rugat pe Gabi Păslaru, mă rog, am rugat mai mult, pe Adriana Rabolu, pe... am dat sfoară în țară ieri cum facem să găsim o școală de copii. Și până la urmă, pentru că așa se întâmplă când trebuie să se întâmple, Gabi Păslaru mi-a spus că există taxiul cu bomboane, despre care mulți dintre dumneavoastră știți, știam și eu. Cum dăm de taxiul cu bomboane? L-a sunat Gabi Păslaru pe taxiul cu bomboane și a spus, în acest moment mă găsesc la o școală pentru copii cu deficiențe de vedere, unde sunt niște copii foarte talentați, ei se numesc Veverițele Neastâmpărate, așa vă numiți, nu-i așa? Veverițele Neastâmpărate, sunt foarte talentați, sunt foarte muzicali, au nevoie de orice aplauze sau orice semne de încurajare din partea dumneavoastră. Iar prețul pe care l-ați văzut pus pe carte, deci cei 10 lei care sunt puși pe carte în prețul de peste valoarea ei, la această zi de lansare, toți vor merge către acest grup de copii care a fost premiat. În această seară
cântă Veverițele, un cântec cu care au luat locul întâi la concursul național Doamna Baladelor. Piesa le aparține, deci este și compoziție proprie și se numește Anotimpul iubirii. Voi zice? Thank you.
Există o cutie, există un cont, există toate elementele cu care puteți să contribuiți la talentul acestor copii sau la ajutorarea acestor copii, nu ajutorarea lor în sensul acela care ar fi neajutorați, ci în sprijinirea talentului așa cum ne-am întâlnit astăzi să-l celebrăm. Andrei Vâlcu, mulțumesc foarte mult, este profesorul care i-a pregătit. Și încă ceva, ca să vedeți cum se leagă lucrurile. Taxiul cu bomboane este, de fapt, un fost membru al grupului Choral Song de prin anii 80. Eram copil de-o șchioapă, mă luptam cu nori în joacă și zburam până la stele, pe cărarea vârstei mele. Aregeam o stea mai nouă și-o îmbrăcam în strai de rouă și-o rugam să-mi ocrotească joaca mea copilărească. Vinge peste noi cu flori, dintr-un ochi de stea cu minte, toace vent în zor, printre zborul de cocor. Zbor de câte luminos, peste gânduri și cuvinte, toace vremea înainte, un fluior de vis frumos.
Nu știu dacă este în sală domnul Ionel Bratu Voicescu. A venit? A venit. Vă rog să vă ridicați, compozitorul acestei minunate piese. Vă rog să vă ridicați. M-am gândit că n-o să lipsească. Ionel Bratu Voicescu a scris foarte mult pentru Vintetul Lucian, pentru Ioan Lucian Mihalea și pentru Cătălin Munteanu. Pentru cei care încă n-au aflat, poate, amândoi s-au urcat la cer. Anța a plecat când știm că a plecat, iar Cătălin Munteanu a părăsit această lume în ianuarie 2020. Ionel Bratu Voicescu, îi mulțumesc, este în această carte. Domnia sa a scris și piesa pe care a interpretat-o în duet Ioan Lucian Mihalea, împreună cu Mihaela Runceanu. Mihaela Runceanu, care nu a apucat să aibă un copil, și Ioan Lucian Mihalea, care nu a apucat să și-l vadă crescând. Cântec de leagăn se numește această piesă, nu o să vă dăm în această seară, dar am să vă spun câteva cuvinte onorând prezența maestrului Ionel Bratu Voicescu. Spune așa: Mihalea era un tip nemaipomenit de timid, după părerea mea, dar nu călca de două ori într-un loc. Era extraordinar de hotărât și rapid. Lucra foarte repede și foarte bine. Mulțumim, maestre, pentru muzica nepieritoare pe care ne-ați lăsat-o în aceste înregistrări și pentru cât de mult i-ați iubit pe Oanță și pe Cătălin Munteanu și pe Vintetul Lucian. Și uite cum se leagă lucrurile cu Vintetul Lucian. Haide, Dana, urcă-te, că știu că nu ți-e ușor. Haide, urcă-te! Să știți că printre profesioniștii pe care i-are Songul sunt foarte mulți din cei care au ales această carieră, dar să știți că sunt și oameni care au ales să cânte și continuă să cânte cu bucuria de a o face fără să aibă neapărat o diplomă de consacrare în acest domeniu. Este greu, Danei Cotigă, să cânte, pentru că știu că va cânta și pentru Anțe și pentru Cătălin și știu că va cânta și pentru Mircea. Mircea Cotigă este unul dintre membrii Vintetului Lucian, care și el s-a urcat mai devreme la cer. Dana Cotigă scrie foarte frumos, nu numai cântă foarte frumos, și am invitat-o în această seară că n-avea de ce să lipsească. Spune așa, scuzați-mă, deja am trecut cu desfășurătorul, ne face semn să-l urmăm la pian. Apoi începe șirul vocalizelor. Când una, când alta, răspundem prin glas pianului. La un moment dat, Oanță se oprește brusc, ridicând mâinile de pe clape, și ne cere să cântăm o strofă din Tricolor. Încep eu, apoi Vicky. Mâna dreaptă retează aerul după primele versuri și urmează decizia. Vicky la altiste, eu la sopran. Soprana este și acum Daniela Cotigă și interpretează Ave Maria de Schubert.
mare de sap când vorbesc de mărita. Că ele fetor avea, dar nu au cui să le dea. Îți băieți de seama lor să le bagă fetelor. Că sură și le nevesc de nimic. Vorbet astea pot să spună câte stele strângă lună. Nici eu nu sunt mânios că-ți dă ea și nu-s frumos. E necaz doar ca lor fete credele că n-au pereche. Și pe câte sunt în sat, eu n-aș da o mastica. Tot cu ochii la oglindă și cu noi ui până-n grindă. Nici nu cost, nici nu cârpesc, dar la mărita să râs. Și fără de niciun păcat să le bași la dintr-un sac. Și să le sacu frumos să la nu știu apă jos. Ridicați-vă! Eu nu! Secvență din filmul Astfel. Aș putea să spun o capodoperă a televiziunii române făcută în urmă cu 45 de ani. Cu mijloace de filmare inovate. Nu știu, stați că nu văd. Deci nu văd. Gheorghe, Carmen Rașovski, sunteți în sală cumva? Carmen și Gheorghe Rașovski n-au reușit să ajungă. Gheorghe și Carmen Rașovski erau scenografii stagiari în acel moment, adică erau în televiziune angajați. Au fost luați la filmare de Costică Chelba. Constantin Chelba este autorul acestui film pe muzica compozitorului Vasile Shirley. Povestea filmului o găsiți pe toată în carte. Se numește Astfel, un alt fel de film, acest capitol. Și Gheorghe Rașovski a spus că este cea mai minunată plută pe care a creat-o vreodată în viața lui, pentru că a fost singura. Constantin Chelba l-a pus să creeze această plută, iar costumele minunate sunt create de soția lui, de Carmen Rașovski. Acum vă spun și despre costumul meu, care nu-i creat de către ei, dar poate v-ați întrebat, cine nu știți, ce-i cu costumul ăsta? M-am îmbrăcat eu neapărat așa că sunt mai altfel. Nu. Acesta este un costum al grupului Coral Song, pe care îl purtam în 1987, 1988 și care, absolut printr-o minune,
a fost păstrat de Denis Manoliu, care mi l-a împrumutat pentru această seară. S-a urcat pe scenă din nou corul Sound, despre care eu acum trebuie să vă spun că sunt atât de multe lucruri pe care aș putea să le spun din palmaresul lor, încât n-am să fac asta pentru că au un site frumos și bine făcut. Vă spun doar atât că a luat ființă în anul 1994, ca o formație a Casei de Cultură a studenților din București. Dirijorul și mentorul corului Song este maestrul Voicu Popescu. Ar dura mult, spuneam, să citesc premiile și mențiunile. Vă spun doar că acest cor prestigios, care continuă cu succes și într-o notă purtând o puternică amprentă personală tradiția muzicii românești, a fost acela care în 1993, cum vă spuneam, i-a adunat ca o casă bună pe acei songiști care nu se terminaseră încă de cântat, nu știau încă ce să facă, și vreau să-i rog pe cei care au cântat și în Song să ridice mâna. Ne-a umplut sufletul de bucurie și ne încarcă inima de nostalgie. Voicu Popescu și corul Sound. Sound am vrut să zic, să știți.
încercăm să vă prezentăm o lucrare pe care știm că Oanță a creionat-o, știu că a și cântat-o, dar noi am moștenit-o mai mult din auzite, fără partitură. Sperăm să o reproducem cât mai fidel. When I'm 64, din repertoriul Beatles. Dacă știți și ne ajutați, asta face bine. Mulțumesc! Putem încheia fără un colind românesc, deci ne întoarcem acasă. Știu că Vanța a iubit mult colindele, dar nu știu dacă la vremea când el a plecat se cânta acest triptic pe care noi îl facem diptic, din decență pentru timpul acordat, și mulțumim mult, Luminița și toți cei care v-ați ocupat de această seară minunată. Deci încheiem cu un triptic colinde, în variantă diptic, de Costic Andrei.
Malinka Maya, Kalinka, Kalinka, Kalinka Maya, Sadhuyagra Malinka, Malinka Maya, Kalinka, Kalinka, Kalinka Maya, Sadhuyagra Malinka, Malinka Maya, Kalinka, Kalinka, Kalinka Maya, Sadhuyagra Malinka, Malinka Maya. Aplauzele și astăzi, și ăsta este, dacă vrei, răspunsul nostru la tot ce s-a întâmplat acum 30 de ani. Aplauzele astea sunt pentru tine, cel de acolo și de oriunde te afla. Ce ați urmărit este o secvență din filmul Ocolul Lumii 20 de melodii, care într-o joacă s-a făcut, cu un efort însă substanțial, din partea unui cor de neprofesioniști, dirijat de Ioan Lucian Mihalea, oameni care interpretau frumos limbile străine pentru că erau studenți la limbi străine, care înțelegeau ce cântă, iar filmul acesta, așa, după ce s-a terminat, o doamnă extraordinară a zis: măi Titus, pleci la șopot, ia lângă emisiunile cu care te duci tu la concurs și filmul ăsta, nu e înscris în concurs, dar ia-l și pe el. Și a plecat într-o cutie, la vezi tu ce faci cu el acolo. Și a plecat filmul Ocolul Lumii în 20 de melodii la Sopot, în Polonia, și așa cum era el, în afara concursului, a câștigat marele premiu Antena de Chihlimbar. Doamna aceasta, care a făcut această minune și care s-a numit Ilana Vlad Pop, Mama Song, îi se spunea, producătorul lui Tudor Vornicu, a plecat în urmă cu câteva săptămâni la ceruri. Știe de această carte. Este în această carte și se bucură că am făcut-o împreună. Și pentru că vorbim de profesioniști,
Sidonia Nica ne face bucuria să vină în această seară. Sidonia Nica este solista Operei Române din București. Ne mândrim foarte mult cu ea. De curând i-a împlinit lui Oanță o profeție. Spun eu povestea, o spun scurt, da? Deci Oanță, în urmă cu câți ani, s-a dus ea la preselecție pentru song, a zis, tu zici, eu mă duc, sunt altistă. Nu, sunt mezzo-soprană, da? Oanță a zis, treci la soprane. Nu, că eu sunt mezzo-soprană. Măi, treci la soprane, n-auzi că tot aia e, i-a zis Oanță. Peste 30 de ani, deci exact acum, în pregătirea acestei cărți, Sidonia Nica a debutat într-un rol de soprană în opera Nabucco. Nu, am zis bine? Am zis bine, da? Foarte bine. După... Un Abigail pe care l-a îndrăznit și pe care cred că l-a făcut și cu gândul sau ocrotită de el. Sigur. După 22 de ani de cântat mezzo, adică solistă ca mezzo, da? Zice așa, Oanță zicea de multe ori la repetiții, voi veniți la un spectacol fără să plătiți bilet. Pentru că el era un spectacol. Era un schimb de energie echitabil. El se încărca din tinerețea noastră, iar noi ne hrăneam din talentul artistic. La una dintre verificările aleatorii, deși simțeam că mor de emoții, mi-a zis, fă ceva cu vocea asta, că ai material. Și am făcut. Mi-am căutat profesori și din aproape în aproape destinul m-a condus spre scena lirică. Sidonia Nica interpretează în această seară, pentru dumneavoastră și pentru Ioan Lucian Mihalea, aria Eben, Neandro Lontana, din opera La Wally de Alfredo Catalani. La pian, Andra Demidov. Thank you.
Și pentru că am trecut la artileria foarte grea, urcă un foarte greu pe scenă. Al nostru, trombon, îi spunea Oanță. Sper că nu te superi că îți spun așa. Maestre Valentin Vasiliu, unul din cei mai buni interpreți de Wagner, un wagnerian. Dragul meu song, de care m-am atașat sufletește, fiind elev la Școala Militară de Muzică din București, mi-a deschis atracția către ceea ce practic astăzi ca profesie, opera și cântul vocal. Oanța a fost un model de apreciat pentru mine în domeniul vocal, unde el se dezvolta continuu prin studiu cu profesori buni ai vremurilor respective. Astăzi, Valentin Vasiliu, solist al operei române, interpretează O Divine Redeemer, nu știu. O Divine Redeemer. Oh, adică... e în engleză. Deci O Divine Redeemer, right. De Charles Gounod. Este, de fapt, varianta în limba engleză a marii capodopere, Răpantir. La pian, Tudor Scripcari. Thank you.
Am fost extrem de emoționat. Pot să vă spun că am fost copleșit, cel puțin la final. De a se stinge. Într-o zi, după repetiții, i-am arătat niște texte scrise de George Țărlea. El le-a citit pe toate, dar s-a oprit la unul singur, Duminică fără iubire. Știi, acest text mi-a fost dorit de George Țărlea cadou pentru ziua mea. El mi-a luat textul din mână, s-a îndepărtat și mi-a spus din mers. Pentru ziua ta, eu îți compun muzica. Paula Mitrache a venit din Italia să-i aducă un omagiu lui Ioan Lucian Mihalea. Ceea ce ascultați este o orchestrație care s-a făcut după ce Oan s-a plecat. Paula Mitrache nu a mai venit în România de foarte multă vreme, dar în această seară a simțit și ea nevoia să vină și să-i aducă un elogiu celui care a fost profesor, îndrumător și compozitor. Când nici vremea nu mai
Mulțumesc, Paula Mitrache, pentru drumul pe care l-ai făcut din Italia până aici. Oanța a crezut în talentul tău. Și am spus că îți mulțumesc pentru efortul de a veni din Italia până aici. Oanța a crezut în talentul tău. Îți mulțumim pentru că ai păstrat această piesă. Și le spun tuturor celor care ne ascultă că pe înregistrarea aceea cu pianul se aude la un moment dat televizorul, o emisiune de la televizor. Și m-a întărâtat Paula Mitrache să fac o cercetare, să văd cam când a putut fi piesa scrisă, pentru că poate depistăm în baza unui program care se auzea în fundal cam când s-a scris, puțin înainte de a muri. Nu, trebuie să vorbești, stai că mi s-a spus că trebuie să vorbești aproape de mine, măcar okay, să prinzi prin microfon tău. Eu, în schimb, vă mulțumesc tuturor pentru această seară, vă mulțumesc că m-ați adus acasă și, în primul rând, îi mulțumesc lui Lucian, pentru că eu așa îi spuneam, pentru tot ce a făcut pentru mine. Mulțumesc! Mulțumim! Pe scenă. Dar cine ne dirijează? Nu sunt trist astăzi. Astăzi nu vreau să mă întristez, pentru că astăzi avem un dirijor. Știți cine este dirijorul nostru? Cel care a fost, de fapt, primul dirijor al grupului Coral Song. O să vă întrebați cum, o să aflați în carte. Sunt oameni care cunosc momentul acela, momentele acelea, care l-a adus pe Oanță la Song, care este un extraordinar aranjor, un om care compune. Nu-ți place prea mult, da? Atunci fii atent. Stai, facem altceva. Citesc ce ai scris în carte. Dar trebuie să spun neapărat ceva. Indiferent cine a scris piesa, fără intuiția excepțională, cine i-ar fi scris piesa, fără intuiția excepțională a desfășurării unui spectacol pe scenă, fără carisma lui și mai ales fără oamenii de care s-a înconjurat, Songul ar fi rămas un grup de tineri talentați, cum erau multe în vremea aceea. El a produs explozia, a transformat Songul într-un fenomen tradițional. Vreau să vă spun așa, că toate textele pe care le-am citat le găsiți în cartea Song, un cântec amuțit, 3 decenii fără Oanță. Și mai vreau să vă mai spun un lucru cu care aș vrea să plecați în această seară, după ce vă veți fi bucurat împreună cu noi. Este singura carte din lume în care 120 de autori s-au străduit să-i contrazică titlul. Oanță, cântecul tău, Song, nu a amuțit. Bravo.
Bună seara! Salut cu drag populația din această seară. Tot ce vom face va fi în orarea lui Oanță, prietenul meu din facultate, cu care am început acest proiect, fără să ne dăm seama, cel puțin eu, unde va ajunge. Eu mă numesc Bibi Coman. Până la urmă, să urce toată sala. N-am avea nimic împotrivă. Un cântec de sezon. Oh.
am zis să cântăm și ceva de sezon. În continuare, o piesă care se numește Memory este, a fost cântată de Barbara Streisand, însă colegii aici pe scenă mi-au spus că se cheamă Memories. Am căutat în YouTube și Memories este cu tot o altă piesă. Dar pentru că așa i-a rămas numele, așa o să-i spunem și noi. Memories. Îi mulțumim Cristinei, care ne acompaniază la pian. Cristina, felicitări! Și îl invit lângă noi cu chitara în mână pe domnul Sorin Paliuc. Domnul Sorin Paliuc e aici în zonă. Când au plecat cei de la Song în Cuba, la un festival mondial al tineretului, Oanța m-a rugat să-i scriu o piesă cubaneză. Singura piesă pe care o știam așa foarte cunoscută era Guantanamera. Am făcut un aranjament vocal și, spre surprinderea mea, încă l-au ținut minte și acum, după 40 de ani, 40 ceva de ani. Hai, Sorin! În 78. În 78, deci o grămadă de ani, nici nu mai știu. Soy un hombre sincero,
de donde crece la palma. Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma. Y antes de morir me quiero echar mis besos del alma. Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Pobres de la tierra, quiero yo mi suerte echar. Con los pobres de la tierra, quiero yo mi suerte echar. El arrullor de la sierra me contaste más que el mar. Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Yo quiero cuando me muera, sin patria pero sin amo. Pero cuando me muera, sin patria pero sin amo, tener en mi tumba un ramo de flores y una bandera. Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera. Nu se poate să nu cântăm și piesa de rezistență a songului. Nu, că eu am. Eu vreau să vă rog să facem așa. Pentru că n-ați apucat să vedeți și pentru că și Cristina a muncit și n-a văzut, aș vrea, facem așa la vedere. Deci vreau să dați din nou memories, să ne dăm cu toții în partea aceea. Vă rog mult de tot. Haideți, pentru că pe ecran și trebuie să-i pomenim astăzi, sunt 20 dintre noi, plecați. Lumina stinsă, vă rog. Toată lumina. Thank you.
sunt ai noștri toți și sunt acolo. Mulți dintre noi ne-am spus atunci când s-a întâmplat că dacă vom pleca, ne așteaptă să ne dea un la pe pian și să ne mai cheme la o repetiție. Mai stai puțin, Bibi, că mai am ceva de făcut. Am rugămintea să urce pe scenă cel căruia, într-un mare fel, îi se dedică sau îi se închină această seară. Te rog, Ionuț, să vii aici. Această carte are o dedicație și vreau să o citesc acum. Singura avere pe care a dobândit-o Ioan Lucian Mihalea în scurta lui viață este formată din două valori. Copilul său și dragostea prietenilor adevărați adunată în amintiri neuitate. Această carte îți este dedicată ție, Ionuț Mihalea, pentru ca avuția lui să se adune la un loc, acolo unde este locul. Și pentru ca după 30 de ani de nedumeriri, tristeți și judecăți prin care s-a scurs viața ta, să-l cunoști în sfârșit cu adevărat pe acela care este tatăl tău. Această carte nu are nevoie de o sesiune de autografe, pentru că ea este scrisă de 120 de oameni de pe întreaga planetă, din Australia până aproape de Cercul Polar de Nord, și poartă autograful celui care a scris-o, Ioan Lucian Mihalea Song. Privește drept în față și îți mulțumim mult. Adina, poți să vii? Adina. Adina. Fără ea, această carte n-ar fi fost cu putință. Mi-a dat cu toată încrederea ei tot ce înseamnă arhiva Ioan Lucian Mihalea, care stătea ascunsă în cutii, prin bucătărie, prin cămară, pe unde a putut să le ascundă. Unele dintre ele au trebuit ascunse pentru că erau niște minciuni urâte și care nu trebuia să iasă la iveală. Iar în acest moment, Adina, nici nu vine să cred că au trecut 30 de ani, noi toți cei de aici, toți cei de aici, îți spunem că Oanța a fost un om minunat care ne-a făcut viața frumoasă așa cum ți-a făcut-o și ție. Mulțumim! Mai vreau să dăruiesc câteva cărți. Una dintre ele vreau să o dăruiesc lui Denis și Paul Manoliu. Hai! Paul! Au preluat toate textele care au venit de pe toată planeta. Paul a scanat... Câte scanări ai făcut? Cât? 4.000 de scanări. Vreau să vă spun că există la ideea lui, la inițiativa lui, pe coperta 4 a acestei cărți, un cod QR, care conduce către un link ce merge spre un site în construcție, care este site-ul Ioan Lucian Mihalea, cu tot ce a lăsat Ioan Lucian Mihalea pe acest pământ și mai ales cu tot ce a lăsat în sufletele noastre. În scurtă vreme, într-o vreme oarecare, ca să nu mă ia la bătaie, când se va putea și când vor avea timp, vor face să fie site-ul funcțional și având cartea, veți putea să-l accesați. Mulțumesc, Denis și Paul, pentru prietenia voastră de 38 de ani. Mulțumesc! Anda Avrămuț, unde ești? Anda Avrămuț! Dacă ai plecat din sală acum, unde ești, Anda Avrămuț? Uite-o!
Vreau să-ți dăruiesc pentru Casa de Cultura Studenților. Știu că m-ai certat că zic Grigore Preotean, sau tu crezi că noi știm altfel? Deci noi o știm Grigore Preotean, sau toată lumea așa o știe, așa am crescut. O cheamă Casa de Cultura Studenților București. O cheamă Casa de Cultura Studenților din București de peste 40 de ani, mă rog, 30 mai contează. Și nu mai contează, da. Deci, pentru Casa de Cultura Studenților din București, nu poate să lipsească Ioan Lucian Mihala, pentru că până acum tot ce exista erau două broșurele urâte și rele, pe care a trebuit să le citesc. Vă invit să nu o faceți. Și pentru că Ioan Lucian Mihalea și grupul Song și toată istoria devenirii noastre, legată de această sală și de acest edificiu, este instituția care a păstorit și Songul și pe Ioan Lucian Mihalea și multe alte nume care, într-adevăr, acum nu se mai regăsesc. Mulțumesc frumos și pentru care continuă să existe. Mulțumesc. Casa de Cultură a Studenților din București continuă să existe. Mulțumim Sound, mulțumim Voicu Popescu, mulțumesc Podul, mulțumesc ansamblului folcloric Doinița și, de fapt, ar trebui să mulțumesc numele Casei de Cultură tuturor oamenilor care sunt în spate, pentru că eu îi reprezint pe ei și care au făcut posibil ca această instituție să existe cu activitate neîntreruptă de peste 85 de ani, pentru că este prima casă de cultură a studenților din România, făcută în 1937, proiectată de Petre Antonescu și construită de Emil Prager, și a continuat, a existat și continuă să existe. Și există și la ora actuală pentru tot tinerii și studenții, așa cum erați și voi atunci, și sperăm să existe în continuare. Mulțumesc pentru că prin dumneavoastră există. Mulțumim pentru această sală și pentru ospitalitate. Și mai trebuie să spun câteva cuvinte unor oameni. Știu, nu vă grăbiți. Sunt câțiva oameni care au venit cu avionul pentru acest concert. Aș vrea să ridice mâna. Eu vreau să rog să vină în față Simona și cu Ciami. Vino cu aici. Și cu Ciami. Pentru că eu le datoresc public mulțumiri. Pentru că la vârsta de 12 ani m-am îndrăgostit de Song și de Ioan Lucian Mihalea. Și acum vreau să vă rog pe toți cei care sunteți membrii fondatori, Sabina, Gabi Păslaru, vă rog veniți în față. Acești oameni au creat Songul, acel Song pe care noi ceilalți, mai tineri, mai mici, de-a lungul anilor l-am văzut și ne-am bucurat și am vrut să fim ca el. Bibi! Doina, haide, toți! Deci Doina! Haide, dacă îi vedeți, cine chiulește? Ceami, du-te și ai, că nu e. Haide! Lidia! Cel puțin patru oameni care au cântat în această seară, nu numai pentru ei. Le rog să vină în față pe Adina Mihalea, pe Dana Cotigă, pe Marilena Radu și pe Mihaela Tănase. Aceste trei doamne... Patru, nu. Lăsați-mă că știu ce vreau să spun. Aceste trei doamne și-au pierdut soții mult prea devreme. Iar Mihaela Tănase a pierdut-o pe sora ei, Monica Socarici, amândouă songhiste cu codițe, scriam într-o postare zilele trecute. Astăzi au cântat cu siguranță și pentru ei. Și mai vreau să fac o ultimă mulțumire ca să putem să facem ce facem de fiecare dată. Aș vrea să vină Adriana Rabol în față și vă spun și de ce.
pentru că filmul cu care am început, ultima repetiție, dacă nu s-ar fi legat lucrurile așa ca ea să lucreze atunci la Sahia și să... Vino încoace, hai! I-a zis Luan să știi, eu vin să filmez ultimul concert. Și vin pe 19, pe 18 să filmez ultimul concert. Și Ioan ți-a zis, da, de ce să vii? Nici vorbă, vin o duminică să filmez, că vin o duminică la 5-a de repetiție. E așa sau nu e așa? Uite, vezi că te... Nici vorbă, nici vorbă. Duminică, e ultimul meu concert. Dacă știam că e atât de minunat să ai un copil, de mult mă lăsam. E ultimul concert și mă ocup doar de copil. Și pentru că în 1993, pe 18 decembrie, am cântat fără dirijor, astăzi ne scoatem pârleala, facem ceea ce am făcut întotdeauna, adică urcăm pe scenă pe toată lumea care știe să cânte piesa noastră de rezistență și uite așa, ia ca așa, avem doi dirijori. Ia să vedem! Haide, haide, sound-ul, repede, repede! Să știți că întotdeauna, pentru cei care sunteți mai tineri, mai care nu știți, deci, piesa Iac așa s-a cântat întotdeauna cu protagoniștii, cu corul în vigoare, dar Oanță de fiecare dată îi chema din sală pe toți cei care veneau după repartiții, plângând de emoția și tristețea că nu mai pot cânta, având nostalgii, pentru că această piesă este... Nu știu dacă e piesa de rezistență a songului, dar este o piesă pe care noi, cu care noi ne-am identificat, spunând cumva că ia ca așa, ne place să cântăm, o facem cum ne taie capul, oricum ne iese bine, pentru că suntem cu totul și cu totul altfel. Pentru că avem niște dirijori minunați, am avut unul care e cu noi, acești doi domni au fost colegi de an de facultate cu Ioan Lucian Mihalea. Iar astăzi, în acest fel, îi onorează memoria. Luminița a zis să dirigeze doi. Nu prea se poate. O să dirigeze doar prietenul meu, Voicu Popescu. Așa a făcut și cu songul. Așa a făcut și cu songul, nu? Da, așa. Bine că ați spus-o da, voastră, așa. Like that.
ascultăm grupul, că acum ne dirigează Bibi Coman. Ce? Și cântați și dumneavoastră din sală, ca să vedem dacă ați învățat. Sorin Paliuc! Tot ia ca așa. Stai că nu știm ce vrea, deci nu știm, ia. Cred că știe toată lumea piesa asta. Păi șapte văi și-o vale adâncă, șapte văi și-o vale adâncă, dau lică dotă pe-aici, lupii mă mănâncă, dau lică dotă pe-aici, lupii mă mănâncă. Și-atunci lupe oi mânca măi, și-atunci lupe oi mânca măi, dau lică dodă ori pe mine, ori pe ea, dau lică dodă mai bine pe soacră mea măi. Și-atunci lupe oi mânca măi, și-atunci lupe oi mânca măi, dau lică dodă ori pe mine, ori pe ea măi, dau lică dodă mai bine pe soacră mea măi. Tot ce este prost, nefiresc sau habar n-am, nu știu, neregulă în această carte, la mine ajunge. Celor care m-ați onorat cu încrederea voastră, cu siguranța că n-aș putea să fac altceva decât să fie frumos și lumină pentru cel care ne-a luminat tinerețea, vreau să vă spun că vă mulțumesc foarte mult și că ați făcut-o pentru generațiile care urmează, pentru că eu cred că astăzi, de ziua lui, Oanță s-a născut din nou. Mulțumim din suflet, Luminița, pentru tot efortul pe care l-ai depus și pentru toată încrederea care ai avut-o în noi. Îți mulțumim din suflet. Noi pur și simplu simțim că trăim din nou toată tinerețea noastră. Cineva care a venit de foarte departe din state a spus aseară la repetiție: domne, am impresia că acum o jumătate de oră am terminat repetiția cu Oanță și acum o reiau din nou. Categoric. Deci ăsta este sentimentul nostru. Mulțumim!
Știți că urmează sărbătorile de Crăciun acum. Cred că toată lumea știe Moș Crăciun. Nu-i așa? Moș Crăciun cu plete de albe a sosit de primăveți și aduce daruri multe la fetițe și băieți. Moș Crăciun, Moș Crăciun. Din bătrân se povestește că-n toți anii negreșit Moș Crăciun privea sosește, niciodată n-a lipsit. Moș Crăciun, Moș Crăciun, Moș Crăciun cu plete O să vină. O să vină și Moș Crăciun. Și vremuri mai bune, sperăm. Vă mulțumim foarte mult. Mulțumim. Te-ai relaxat? Nu m-am relaxat. Relaxat.